Vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la cartea lui Iosua, capitolul 4. Vom citi împreună primele șapte versete. Iosua, capitolul 4, de la versetul 1 la 7, pagina în Biblie 236, de asemenea, în biserică și cei de acasă, de la computer, puteți urmări pe ecranul computerului textul. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce ai sprăvit tot poporul de trecut Iordanul, domnul a zis lui Iosua: Ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție. Dă le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre, pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece în noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat din fiecare seminție și le-a zis, Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru că aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce însemnează pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți. Apele Iordanului s-au despecat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despecat în două. Și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Amen. Iubiți surori, doamnelor și domnilor, istoria aceasta, atât de măreață, atât de glorioasă, atât de mișcătoare pentru cei ce o citesc cu atenție, istoria trecerii Iordanului de aceasta, a intrării în Canaan, propriu zise, e o istorie prin de semnificații spirituale. După ce au trecut Iordanul sub Iosua, copiii Israel au primit poruncă de la Dumnezeu prin Iosua să se ducă în mijlocul Iordanului, care era uscat acum, să ia 12 pietre, câte un bărbat din fiecare seminție să facă lucrul acesta și câte un reprezentant, să pună piatra cea mai grea pe umăr și să se ducă cu piatra aceasta de acolo de la Iordan până la Gilgal, după cum vom vedea pe parcursul expunerii și la Gilgal să pună pietrele acestea peste oaltă într-o anumită formă, în așa fel încât pietrele acestea să alcătuiască un memorial, un monument, o statuie, dacă vreți, a izbăvirii lui Israel din Robia Egipteană, a izbăvirii lui Israel din pustia Sin, Sinai, a izbăvirii lui Israel din Pribegia de 40 de ani a intrării lui Israel în Canaan. Ori de câte ori israeliții, generațiile care urmau după generația lui Iosua, se uitau la aceste pietre, la acest memorial, la acest monument, trebuiau să se smerească, să-și aducă aminte că singura sursă de binecuvântare pe pământul acesta nu sunt oamenii și nu este iscusința lor, nu este puterea lor, nu este influența lor, ci este Dumnezeu ori de câte ori vedeau memorialul acesta, israeliții trebuiau să-și aducă aminte că trebuie să asculte de Dumnezeu dacă vor să rămână în binecuvântarea lui Dumnezeu. Ori de câte ori vedeau memorialul acesta, monumentul acesta, israeliții trebuiau să-și aducă aminte că în toate lucrurile, noi, ei, depindem de Dumnezeu. În casele noastre, în biserica Emanuel, în biserica în care te închin, în locul unde te afli cunoscând pe Domnul, este un mic canaan. Familia ta este un mic canaan. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, în casele noastre, în bisericile noastre și în viața personală, trebuie să existe monumente, memoriale, ale aducerii aminte, ale umblării lui Dumnezeu cu noi și a noastră cu Dumnezeu. Trebuie să existe memoriale, monumente, care să vorbească despre puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să existe memoriale, monumente, aducerea minte care să vorbească despre intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în viața ta, în casa ta, în bisericile noastre. Seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, ca să vină în ajutorul nostru și să nu uităm că depindem de Dumnezeu, și de asemenea să ne pregătim să avem dovezi, așa cum una din cântările noastre spune, prin câte dovezi îl cunoști? Câte monumente ai? Aș vrea să vină în ajutorul nostru tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat O mărturie în Canaan. O mărturie în Canaan. Și în primul rând, memorialul care amintește. Memorialul care amintește. Monumentul care amintește. 12 pietre, încă o dată, au fost luate din Iordan, duse pe umăr la Gilgal de către un reprezentant dintre semințiile lui Israel cu acest scop precis. Să vorbească acelei generații și tuturor generațiilor după Iosua că Dumnezeu a făcut minuni pentru Israel. Pietrele acelea sunt aducerea minte, sunt dovadă. Și vom vedea ce dovadă puternică erau pietrele acelea. Memorialul acesta, monumentul acesta, frașesorilor, doamnelor și domnilor, amintește lui Israel, ne amintește nouă. Experiența cu Dumnezeu trebuie să-ți amintească cel puțin trei adevăruri. Și primul adevăr este acesta. Memorialul acela în Israel, la Gilgal, amintea că Israel a fost în robie. Le amintea că a fost în robie, dacă vă uitați în Iosua, capitolul 5, cu versetul 9. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră. Israel a fost în robie și ori de câte ori se uitau la pietre și și aduceau aminte. Oare ce era de stăteam și astăzi în robie? Oare ce era de noi? Oare ce era de copiii noștri? Oare ce era de viitorul nostru? Oare ce era de viața mea? Oare ce era de viața ta? Pentru că la rândul nostru, și noi am fost în robie. Să cum spune cuvântul Domnului la Efeseni capitolul 2, primele patru versete, dar Dumnezeu, care este bogat în bunătate și a adus aminte de noi și pe noi care eram străini de Dumnezeu, fără drept de cetățenie în Israel și în ceruri, Dumnezeu ne-a izbăvit. Și ne-a izbăvit de așa manieră încât, spune Apostolul Petru, în prima sa epistolă, că ne-a făcut să fim zidiți ca niște Pietre vii, ca niște memoriale, ca niște monumente pentru lumea aceasta, la care să vorbească și să spună, ai văzut bețivul acesta? De ce crezi că este un om nou astăzi? A lucrat Dumnezeu în viața lui. Ai văzut familia aceasta? De ce crezi că înainte se vorbea despre casa de strămatului, iar acum se vorbește despre o familie frumoasă? A intervenit Dumnezeu în viața lor. Sunteți niște pietre vii care să vorbiți lumea aceștia. Suntem niște pietre vii care să vorbim lumea aceștia că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor? Că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează cu putere, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care prin Iisus Hristos și prin puterea noitoare a Duhului Sfânt ne-a scos din robia păcatului. Te-a scos din robia păcatului. Ne-a chemat, ne-a mântuit, ne-a făcut făpturi noi. Memorialul acesta <coughs> amintește nu numai de robie, amintește de asemenea despre maniera izbăvirii noastre. Uitați-vă în cuvântul Domnului la Iosua capitolul 4, versetele 4 la 6. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, cât e un bărbat de fiecare seminție. Și le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copilor lui Israel. Pentru ca aceasta să fie un semn de aducerea aminte în mijlocul vostru. Fiecare reprezentant din semințiile lui Israel, cele 12 seminței, au trebuit să ia pe umăr o piatră, cum am spus și cum spune cuvântul, și această piatră să fie dusă la Gilgal. Aceasta a fost maniera, deci, în care li s-a vorbit să se construiască monumentul acesta. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă ne gândim bine, dacă mă gândesc bine, și dacă te gândești bine în seara aceasta, exact în aceeași manieră a fost și mântuirea ta, a fost și mântuirea mea. Într-o zi, eu eram o oaie pierdută. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 4 la 5. Și din această oaie pierdută, și așa ai fost și tu, eram pierduți. Robi, în păcat, cum spuneam mai înainte, într-o zi s-a coborât Iisus Hristos, păstorul cel bun, la tine, s-a coborât Iisus Hristos, păstorul cel bun, la mine. Și de acolo, din groapa aceea, de unde eram agățat, din păcatul care mă ținea legat, din robia care nu mă lăsa să privesc în sus, Iisus Hristos m-a luat pe umăr. Și uite unde m-a adus. Și uite ce a făcut din mine. Uite unde te-a adus. Și uite ce a făcut din tine. Puneți pe umăr 12 pietre. Uitați-vă în cuvântul Domnului. Nu numai ne-a luat din locul unde eram pierduți, ne-a luat povara. Salmul 81, versetele 5 la 7, cuvântul Domnului spune, a luat coșul de pe umerii lui, le-a luat povara, mortarul, cărămizile lui Israel, ți-a luat și ție povara. De fapt, în, în greutățile zilnice, vorbim despre greutățile zilnice, în Salmul 68, versetul 19, cuvântul Domnului spune și știți, binecuvântat să fie Dumnezeu care zilnic ne poartă povara, povara. Aceasta a fost maniera, aceasta a fost maniera. În aceeași manieră, Mântuitorul Iisus Hristos ne poartă în fiecare zi. Vorbim lui Israel și vorbim ție. Isaia 46, versetele 3 la 4, cuvântul Domnului spune, Ascultă, Israele, ascultă, Iacobe, de la nașterea ta, de la originea ta, de la concepția ta și până la Adânci bătrânețe, te-am portat unde te-am portat? Pe umeri. Și tot mai vreau să te port. Memorialul acesta, în Gilgal, îi spunea lui Israel, așa cum pietrele acestea n-au putut singure să vină din Iordan aici, sunt grele, și-au pus puse pe umeri, așa ne-a luat Dumnezeu, pe arepi ca de vulturi și ne-a pus pe umerii lui. Pentru că, așa cum spune una din cântările noastre, el a purtat pe umerii lui povara lumii, el poate să poarte pe umerii lui povara ta și o poartă în fiecare zi o manieră extraordinară, Dumnezeu care poartă de grijă, Dumnezeu care poartă poverile. Și apoi, a treia dimensiune este aceasta, vorbește despre divinul izbăvirii pe care a făcut-o Dumnezeu. Versetul 3 din Iosua 4 spune, luați de aici din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții 12 pietre. Nu fiți atenți la ce scrie cuvântul Domnului. Până nu a secat Iordanul și în vreme ce erau inundații, deci în vreme de inundație Iordanul se revărsa. Și Iordanul era adânc în momentul acela. Dar până nu a secat Iordanul, frașii surori, doamnelor și domnilor, pietrele acestea erau acolo, sub apă. Ele nu au fost văzute. A trebuit să se întâmple o minune, o minune divină. Să se oprească cursul apei. Și când s-a oprit cursul apei, s-au revelat pietrele din mijlocul Jordanului. Au putut să fie văzute și de acolo să fie luate și duse la Gilgal. Lucrul acesta le amintea lui Israel despre divinul, despre puterea divină, intervenția divină în izbăvirea lor. Uitați-vă în jurul dumneavoastră ca să înțelegeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu face să fie văzut și Dumnezeu face să fiu văzut. Dumnezeu face să fii înțeles și Dumnezeu face să fiu înțeles. Nu atunci când, nu mai vorbim despre El, când Dumnezeu este doar o frază pe limba noastră, pe buzele noastre și de multe ori în blestemele oamenilor. Nu! Când ai ajuns sub valuri, când ai fost acoperit de valuri, când negura nopții te-a acoperit sau m-a acoperit, când puterile întunericului au năvălit peste tine, când, așa cum spune psalmistul, val după val s-au coborât peste tine și te-au scofundat. Când te-a scos Dumnezeu de acolo, când te-a ridicat Dumnezeu de sub val, când te-a scos Dumnezeu din întuneric la lumină, când a dat la o parte de peste tine apele învolburate ale Iordanului, ai început să fii văzut. Ai început să fii văzut. Nu mai un anonim. Nu mai un anonim. Se vorbește despre omul care a fost vindecat de cancer. Se vorbește despre familia care a fost vindecată de Dumnezeu în relațiile ei. Se vorbește despre tânărul care a fost eliberat de sub puterea drogurilor. Se vorbește despre tot ce credeți dumneavoastră că se poate vorbi sub soare. De ce Dumnezeu îți dă un nume, te scoate din anonimat și tu și eu și puterea lui mântuitoare trebuie să fie pentru lumea de afară și pentru frașii și surori, pentru prietenii tăi, o mărturie că într-o vreme. Eram un nimenea, dar Dumnezeu m-a făcut cineva. M-a ispăvit. Dacă nu intervenea Dumnezeu în viața mea, dacă nu intervenea Dumnezeu în viața ta, erai tu în poporul Domnului? Eram noi în poporul Domnului? Cunoșteam noi puterea mântuitoare a lui Dumnezeu? Nu este glorios Dumnezeu? Este foarte glorios Dumnezeu. Tot ce se întâmplă, așa cum spuneam în alte ocazii în Israel, tot ce se întâmplă în istoria lui, așa cum spune Pavel, inspirat de Duhul Domnului, se întâmplă și s-a întâmplat nu numai pentru Israel, dar pentru noi, peste care a venit sfârșitul veacurilor, să ne vorbească Dumnezeu și să ne vorbească și să ne spună, iată care este istoria voastră, iată care este mântuirea voastră, iată care este puterea intervenției supranaturale a mea, a Fiului meu, a dragostei mele, a puterii Duhului Sfânt cu voi și în voi. Un memorial care să amintească. Să amintească despre robie, să amintească despre manieră pe umeri și să amintească în, în, în cuvântul lui Dumnezeu că din anonimat Dumnezeu îți dă un nume. Puterea lui divină a intervenit în, în viața ta, în familia ta, în biserica în care te închini. În al doilea rând, memorialul acesta, frășătorul doamne și domnul, nu numai trebuia să amintească, trebuia să și vorbească. Este un memorial care vorbește. Sunt multe lucruri despre care vorbește un om mântuit. Sunt multe lucruri despre care vorbește un om vindecat de Domnul. Sunt multe lucruri despre care vorbește cineva care a fost izbăvit din încercare, din necaz, din prăbușire, din lipsă. Sunt multe lucruri despre care poți vorbi. Dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului pe care l-am citit astăzi, cel puțin patru lucruri, patru aspecte le vorbește memorialul acesta. Prima dată este un memorial, un monument care vorbește despre o dignă divină. Iosua 4 cu 8. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncis Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copilului lui Israel. Le-au luat cu ei și le-a pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Ce făceau acolo peste noapte? Trebuiau să o dignească. Când te uiți la un credincios, când te uiți la un copil al Domnului, ca și la monumentul ridicat la Gelgal de Iosua, în cinstea biruințelor lui Dumnezeu. Copilul acesta lui Dumnezeu, ființa aceasta izbăvită de Dumnezeu, vorbește. Și vorbește în primul rând despre o dignă. Despre o dignă. Oare nu acesta este glasul Mântuitorului Iisus Hristos în Matei 11, 28 la 29? Veniți voi toți cei trudiți și împovorați. Veniți. Toți cei trudiți și împovorați. Și am să vă dau o dignă Sufletului Vostru. Frașii și este o dignă aceea a, a, iertării păcatului. Sau dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai, ai, păcătuit în, totuși împotriva lui Dumnezeu, împotriva conștiinței tale. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai făcut totuși ce este rău înaintea lui Dumnezeu, înaintea casei tale, înaintea bisericii lui Hristos, conștiința te mustră. Sufletul tău este un zbucium. Ai neliniște continuă. Dar dacă vii înaintea lui Dumnezeu, pentru că ți-a păstrat viața sau mi-a păstrat viața și plângi înainte Domnului și spui, Doamne, eu sunt făcătorul acela de rele. Cum a zis David? Eu sunt. Eu sunt vinovat. Oile acestea n-au nimic. Eu sunt acela care sunt de vină. Doamne, ai mire de mine. Doamne, ridică-mă. Doamne, iartă-mă. Doamne, curățește în conștiința. Dumnezeule, dăm din nou bucuria mântuirii. Dăm din nou bucuria durii tău sfânt. Și când Dumnezeu ia povara această vinovăției de peste tine, este cea mai plăcută odihnă pe care poți să o experimentezi vreodată. Nu este așa? Eu cred că vorbesc multora în seara aceasta. Cred că vorbesc multora la internet, pentru că sunt mulți cu zbucium, mulți cu poveri, mulți cu amărăciuni, mulți cu greutăți. Un copil al lui Dumnezeu vorbește despre o dignă în Hristos, despre o dignă în Dumnezeu, este pacea lăuntrică pe care ți-o dă Dumnezeu, este pacea lăuntrică pe care mi-o dă Dumnezeu. Și de aceea, astăzi când stai în fața Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos, când stai în fața Evangheliei lui Dumnezeu, cum o numește Sfântul Apostol Pavel, puneți această întrebare. Nu vrei să ridice povara din inima ta, cel ce poate să o ridice și care este Dumnezeu? Nu vrei să fie o mărturie la Gilgal, nu vrei să fie o mărturie la Emanuel, nu vrei să fie o mărturie între prietenii tăi, o mărturie în familia ta, că Dumnezeu este un Dumnezeu care ți-a ridicat povara și ți-a dat o dignă, ți-a dat liniște, ți-a șters păcatul și îți dă o identitate nouă? Eu cred că vrei. De ce La concluzia acestui mesaj va trebui să-i spui Domnului, Doamne, ridică și povara mea. de mi o dignă și mie, Doamne Dumnezeule îmbracă-mă și pe mine în puterea aceasta care curățește conștiința vorbea deci despre această odignă, dar mem memorialul acesta în al doilea rând vorbea despre închinare despre închinare Iosua 5 cu 10 copiii lui Israel au tăbărât la Gilgal și au prăznuit paștele în a 14-a zi a lunii spre seară în câmpia Ierihonului țineți minte datele acestea pentru că este și de frumos cum lucrează Dumnezeu. Pe mă uimesc mereu studind cuvântul Domnului și când uh, descoperi lucrurile acestea, sunt lucruri simple, dar îmi dau seama cât este de exact Dumnezeu, cât de frumos lucrează Dumnezeu. Dacă vă uitați în Exod, capitolul 12, versetele 1 la 3, în Exod, capitolul 12, versetele 1 la 3, Dumnezeu a poruncit evreilor să sărbătorească Paștele. Și în această poruncă li s-a zis așa, în a zecea zi a lunii întâi, să puneți un mel deoparte. Și când ați pus mielul acesta deoparte, îl țineți patru zile. Și la 14-a zi seara să l jungiați. înaintea lui Dumnezeu și să-l pregătiți și să serviți Paștele, izbăvirea voastră din Egipt. Este uimitor să vezi cum lucrează Dumnezeu și cum conduce El toate, toate, toate lucrurile. De ce? Pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu, Israel a trecut Iordanul, frați și surori, dincolo în Canaan, a trecut Iordanul în ziua a 10-a, deci când trebuia ales în ziua a 10-a a lunii întâi. Și apoi cuvântul Domnului spune că în a 14-a zi a lunii întâi au sărbătorit Paștele. Este potrivire? Este coincidență? Este întâmplare? Nu. Este conducerea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că toate lucrurile, încă o dată, toate lucrurile în viața noastră, ele trebuie făcute sub, somn, sub semnul închinării, sub semnul paștelor. Așa cum zice Apostolul Pavel, Hristos, paștele noastre a fost jertfit. Fără de Paște nu există izbăvire. Fără de mielul divin nu există izbăvire. Fără de vărsarea sângelui mielului divin, Iisus Hristos, nu există iertare. Fără de Paște nu există biruință. Fără de Paște nu există familie sănătoasă. Fără de Hristos nu există nimic real. Este improvizație. Totul trebuie să treacă prin Paște, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Totul trebuie să treacă pe acolo. Și de aceea, în cuvântul pe care l-am citit, în cuvântul pe care l-ați auzit, în această istorie, ei au construit memorialul acesta și în memorialul acesta trebuia să vorbească despre închinarea lor. Au, în timpul acela când au pus memorialul în acele patru zile, au și sărbătorit Paștele. Au început să se închine Domnului, au început să slujească și să servească pe Dumnezeul care le-a dus biruința. Este important lucrul acesta și este important pentru tine. Vorbesc bisericii Emanuel, vorbesc tinerilor și tinerilor, vorbesc tuturor familiilor. De multe ori ne este frică să ne închinăm Domnului, ne este frică să venim la cina Domnului, ne este frică să cântăm într-o orchestră sau într-o fanfară sau în grup de închinare sau un în cor. Dacă am trecut de 30 de ani suntem bătrâni să cântăm în cor. Cum vrei să intri în rai? Cum vrei să intri în rai? Cuvântul Domnului spune așa, că într-o zi Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Am să vă aduc aminte un fapt pe care trebuie să-l puneți la inimă. A intrat în Ierusalim și oamenii care au crezut, au început să strigă, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Mai mari lui Israel din vremea aceea n-au vrut să strige așa ceva. Și chiar au vrut să oprească și pe cei ce strigau, de fapt, ceea ce era Isus Hristos. El era cel ce vine în numele Domnului să aducă izbăvirea. Pentru că Osana și aleluia înseamnă cel ce izbăvește. A venit în numele Domnului în locul vostru. Și Isus a spus, dacă ei vor înceta să strige, cine va striga? Pietrele. Israel a încetat să strige. Și noi care eram fără de Dumnezeu, care eram ca niște pietre, fără viață. Dumnezeu ne-a făcut să strigăm noi glorie lui Dumnezeu. Ne-a făcut să strigăm noi mărirea lui Dumnezeu. Dar ne este greu să spunem astăzi. Ne doare gura să spunem amin. Ne, ne, speriem să, să strigăm laudele lui Dumnezeu. Ne speriem să cântăm, să ne închinăm. Ne speriem să venim la casa al Domnului. Să nu ne ia alții înainte, frații mei. Să nu ne ia alții înainte. Dumnezeu este prezent în biserica sa. Dumnezeu este în mijlocul nostru și Dumnezeul nostru merită adorarea noastră, merită lauda noastră. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Suntem un memorial pentru Dumnezeu care trebuie să vorbească că noi ne-am întâlnit cu Paștele noastre. Ne-am întâlnit cu Hristos și datorită morții Lui și a jertfei Lui, desăvârșite, de aceea putem să fim aici unde suntem, de aceea suntem parte din poporul Domnului. A treia dimensiune a vorbirii acestui monument este că ei au construit un memorial care vorbește despre sacrificiu. Despre sacrificiu. Iosua 5 cu 2. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă niște cuțite de piatră și tai împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. A doua oară. În cele patru zile, de când au intrat în Canaan, au trebuit să participe și la un sacrificiu. Tai pe copiii lui Israel împrejur a doua oară. Frații mei, nu este simplu când Dumnezeu te încearcă prima dată, nu este simplu când te încearcă ca și pe Israel și a doua oară, și nu este simplu când te încearcă și a treia oară, și a patra oară, și nu este simplu când poate te cobori în țărâna pământului încercat și a suta oară. Nu este simplu, nu este plăcut deloc, este greu să suferi, este greu să înduri. Însă cuvântul Domnului ne spune, dacă vrei, dacă vrei să moștenești cananul ceresc, după pe ce cel pământezi, trebuie să știi să te sacrifici, trebuie să știi să suferi pentru Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu la Evrei, capitolul 10, versetele 34 la 37, cuvântul Domnului spune, încă puțină vreme, și încă puține, foarte puține vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. De aceea să nu dați înapoi, pentru că vă așteaptă o mare răsplătire. Voi trebuie să fiți plini de credință, voi trebuie să fiți plini de încredere, pentru că Dumnezeul vostru, Mântuitorul vostru, este un Mântuitor viu, nu v-a abandonat. Iară sacrificiu, iară jerfă, iară încercare, iară durere. Tai pe copilul Israel în prejur a doua oară. Nu o să le placă. Nu o să-ți placă. Nu o să-mi placă să treci din nou prin necaz, din nou prin încercare. Dar cu Dumnezeu există biruință. Tu trebuie să vorbești despre încercările Domnului ca unul care a trecut prin ele în numele Mântuitorului Iisus Hristos și ca unul care a trecut biruitor. Și apoi uitați-vă împreună cu mine, este a patra dimensiune a vorbirii acestui memorial, acestui monument. Un memorial care vorbește despre noi minuni despre minuni noi. Iosua 5, 11 la 12. A doua zi de Paște, israeliții au mâncat din grâul țării azim și boabe prăjite. Chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paște când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană și au mâncat din roadele țării Cananului în anul acela. Frații mei, memorialul acesta le-a mintit copilul lui Israel următorul lucru. Când eram la est de Iordan, pentru că acum sunt la vest de Iordan, au intrat în canal. Când eram la est de Iordan, am văzut minuni divine. S-a despicat Marea Roșie înaintea noastră. Am umblat 40 de ani de, zi, de, de zile cu aceeași pereche de încălțăminte și nu s-a stricat. Am avut 40 de ani de zile aceeași haină și nu s-a rupt. Nu s-au plâns de mod atunci, au putut umbla cu ea. Le mai spălau din când în când. 40 de ani de zile am avut tot ce le trebuiește în pustiu. 40 de ani de zile Dumnezeu ne-a dat apă din stâncă. 40 de ani de zile Dumnezeu a umblat în fața noastră în stil de nor și în stil de foc. Am văzut minuni extraordinare. Însă Dumnezeu a spus lui Iosua, Construiește monumentul acesta, ia pietrele acestea pe care nu le-ați văzut până acum, pentru că eu am făcut minune în Iordan pune-le la Gilgal. Și când se vor uita la Petre acestea, Petre acestea o să le vorbească. Că în ziua în care a spus și a construit memorialul acesta, Dumnezeu a făcut să înceteze mana. Pentru că Dumnezeu nu vrea să te plictisești numai cu o minune, numai cu două, numai cu trei. A început să mănânce grâu. Au început să se bată cu urieșe și să-i învingă. Au început să facă minuni peste minuni. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu făcător de minuni spune să nu se mai uite numai dincolo la Est-Iordan, să se uite la Vest-Iordan. Mai multe sunt lucrurile Dumnezeu cu noi decât au fost dincolo de Iordan. Pentru că Dumnezeu stă în mijlocul poporului acum. Este mai mare lucrare să știm că dincoace de Iordan, Hristos, Paștele noastră, a fost jerfi. Este mai mare, n-a fost jertfit dincolo de Iordan. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, minunile lui Dumnezeu nu s-au terminat. Puterea lui nu s-a terminat. Intervenția lui în viața ta nu s-a terminat. Grija lui pentru tine nu s-a terminat. Dumnezeul nostru e în mijlocul nostru. Uite de la el. Și vezi minunile lui. Uite-te la el și pricepe puterea. Uite-te și nu mai vorbi, o, oh, ce era dincolo la est de Ordan, la vest de Iordan sunt mai multe. La vezi de îți mai multe. Cuvântul Domnului vorbește la vezi de și spune, am să vă dau grâu de stâncă, un de lemn din stâncă, smântână din stâncă. Dacă mă ar asculta Israel astăzi, într-o clipă, i-aș dimici vrăjmașii, l-aș cu miere din stâncă, aș face pe vrăjmașii lui să-l lingușească. Dacă mă ascultă Israel aici, în Canaan, îi nimicesc pe toți vrăjmașii din fața lui. Nu mă ascultă, o să ca spini. Dar Dumnezeu, încă o dată, are mai multe minuni din coce de Iordan. La vezi de Iordan. Iisus Hristos este cu noi, frații mei. El este cu biserica sa. El nu și-a abandonat -o. El nu și-a abandonat -o. Degeaba ești probabil într-o școală mare, într-o școală celebră, poate te-ai la Harvard, poate mă auzi la computer, la internet, sau știu eu unde se transmite programul. Și te-au învățat profesorii. Astăzi nu mai trebuie minuni. Minunile au fost atunci. Minunile au fost pentru apostoli. Intervenția a fost atunci. Noi astăzi avem mai cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului este viu și lucrător. La fel este și Duhul lui Dumnezeu, viu și lucrător. La fel este și Isus Hristos, viu și lucrător. La fel este Dumnezeu Tatăl, viu și lucrător. Pentru că Dumnezeul nostru este același ieri, și în veci. Și în această parte de Iordan, unde suntem noi, nu unde au fost ei, în această parte de Iordan, prezența lui Dumnezeu este mai glorioasă decât dincolo. Este mai glorioasă decât dincolo. Și de aceea, uite-te la minunile Domnului, uite-te la lucrările Lui, pentru că Dumnezeu vrea să te facă să vezi ce n-ai văzut, să experimentezi ce n-ai experimentat, să trăiești ce n-ai trăit, să auzi ce n-ai auzit, să te bucuri cum nu te mai bucura niciodată. Oh, să ai o părtășie cu El cum n-ai avut niciodată. Să vezi în casa ta puterea lui Dumnezeu cum n-ai văzut-o niciodată. Dumnezeul nostru este cu noi. Este cu noi. În al treilea rând, Ziua când copiii ne cer o piatră. Atei capitolul 7, cu versetul 9, cuvântul Domnului spune: Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Cine? Nimeni nu face lucru acesta. Cum? Dacă îmi cere copilul meu o pâine, să-i dau o piatră? Dacă îmi cere să-l binecuvântez, să-l blastăm? Dacă îmi cere copilul să-i fac bine, să-l ajut, să-i fac rău copilului meu, mai sunt și oameni fără minte. Dar, în principiu, un părinte cu minte, mai ales unul că nu, își ajută copilul, își iubește copilul. Cu atât mai mult Dumnezeu ne iubește pe noi și ne poartă de grijă. Însă, frași și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să privim puțin, pentru că este legat de text. Într-o zi, într-o zi s-ar putea copilul tău sau copilul meu să vină la tine, nu să-și ceară o pâine și să-i dai o piatră să-ți ceară o piatră copilul. Și poate atunci te grăbești să dai o pâine. Dată când într-o zi copilul vine să-ți ceară o piatră. Ascultându-mă, vei zice, ce vrei să zici, frate Gog? Ce vrei să predici? Uitați-vă ce, ce scrie aici în cuvântul Domnului. Au luat pietrele acestea, au construit memorialul la Gilgal și au zis, pietrele acestea sunt pentru cine? Pentru copiii voștri. Pentru generațiile care vin după voi, într-o zi vor întreba copiii voștri, cei cu pietrele acestea? Cei cu memorialul acesta? Cei cu monumentul acesta? De multe ori, dăm copiilor noștri piatra vorbirii de rău, să dea în semeni, piatra bârfei piatra nesocotirii casei Domnului, piatra disprețului pentru cor, piatra disprețului pentru liderii bisericii, piatra disprețului pentru organizarea bisericii, piatra disprețului pentru tot ce este sfânt, piatra disprețului. Și copiii noștri iau pietrele acestea. Și în loc să aibă un memorial sfânt, un monument al prezenței lui Dumnezeu în casa ta sau în casa mea, copiii se duc cu un alt monument, cu un alt memorial. Ar trebui să dăm copiilor noștri piatra izbăvirii tale să cunoască pe tata la izbăvit Domnul. Pe mama mea a vindecat-o Domnul. Să-i dai o piatră de felul acesta. Să poată să vorbească copilul tău, să poată să vorbească copilul meu. Ce s-a întâmplat în casa ta? Uite ce s-a întâmplat în casa noastră. L-am văzut pe Dumnezeu cum a intervenit în casa noastră. Am văzut pe Dumnezeu în viața lui tata. Am văzut pe Dumnezeu în viața lui mama. L-am văzut pe tata, am văzut pe mama la strâmtorare. Au știut să fie calmi. Am văzut pe tata și pe mama cum știu să iubească pe cei ce i-au vorbit de rău. Am văzut pe tata și mama cum știu să iubească casa Domnului. Am văzut pe tata și mama cum respectă pe semeni. Am știut pe tata și mama cum pot să fie cât din cioși și statornic lui Dumnezeu în orice vreme, nu numai o dată pe lună. Într-o zi, ascultă bine, copilul tău va veni la tine și va zice, tată, please dă-mi o piatră. Și te văd cum te vei grăbi să-i dai pâine ca să-i închizi gura. Îi cumpiri o vacanță frumoasă să nu te mai întrebe. Îl duci la școala cea mai bună. Cumpiri hainele cele mai bune, mașina cea mai sexy. Ca să nu te mai întrebe. Dar golul din inima lui, golul din inima ei, nu-l lasă în pace, că nu-l poți umplea cu vacanțe, nu-l poți umplea cu haine, nu-l poți umplea cu pâine, când el își cere piatră. Eu sunt obligat și tu ești obligat. Noi suntem obligați. Generației care se uită la noi, copilul care cresc în casele noastre, copilul care și tinul care cresc în bisericile noastre, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, să punem în mâna lor o piatră sfântă. Să punem în mâna lor o mărturie că noi suntem oameni care nu mai vorbim despre Dumnezeu. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Am umblat cu Dumnezeu, i-am văzut minunile, l-am pipăit și a pus mâinile peste noi, ne-a scos din groapa mocirile, ne-a scos din fundul pieirii. Copilului meu, vreau să-i spun, Dumnezeul meu e un Dumnezeu care poartă de grijă, Dumnezeul meu e un Dumnezeu care face minuni. Dar ca să poți să dai piatră copilului tău, în primul rând trebuie să iubești tu piatra, de ce iubești tu pietrile. Pentru că observați ce spune textul din Iosua, capitolul 4, versetul 6, partea finală. Vor întreba copiii voștri într-o zi ce însemnează pietrele acestea pentru voi. Ce însemnează pietrele acestea din Gilgal? Ce însemnează monumentul acesta, tată, pentru tine? Tată, ce semnează pentru tine să mergi la biserică? Pentru tine să te rogi? Pentru tine să fii calm? Pentru tine să străluiești după Duhul Sfânt? Ce semnează pentru tine să vorbești de bine pe semen? Ce semnează pentru tine să fii credincioși din Ce semnează, tată, pentru tine să nu-ți pleci capul și urechea la toate lucrurile care se întâmplă? Ce semnează pentru tine lucrul acesta? Iubește tu pietrele întâi! Iubește tu pietrele întâi! Nu bolovani. Pietrele sfinte. Pietrele sfinte. Pentru că dacă așa este întrebarea aici, întâi este pentru tine, este pentru mine, este pentru noi, este pentru biserică. Apoi, de pietre copiilor tăi. Pentru că în versetele 20 la 22 spune Iosua a ridicat la Ghelgal cele 12 pietre pe care le luasele din Iordan. El a zis copiilor lui Israel, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor ce însemnează pietrele acestea, observați că au nu mai întrebat ce însemnează pentru voi, pentru că era ce însemnează pentru copii. Să învățați pe copiii voștri să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ați trecut. Frașii și sorori, doamnelor și domnilor, Să dăm caracter la copiii noștri și vor crește cu caracter. Să dăm copiilor noștri frică de Domnul, piatra aceasta, și vor crește cu frică de Domnul. Să dăm copiilor noștri piatra iertării și vor ști să ierte. Să dăm copiilor noștri piatra îngăduinței. Și vor ști să fie îngăduitori. Să dăm copiilor noștri, surori, doamnelor și domnilor, piatra bunăvoinței și vor fi binevoitori. Să dăm copiilor noștri, surori, doamnelor și domnilor, piatra dragostei și vor ști să iubească. Să dăm copiilor noștri, surori, doamnelor și domnilor, piatra respectului. Și știți să fie respectuoși. O lume întreagă se uită la noi. Nu numai la tine sau la mine, nu numai la biserica aceasta. O lume întreagă se uită la biserica lui Hristos. O lume întreagă. Dacă facem aceleași lucruri pe care le face lumea și aceleași valori le dăm caselor noastre, dacă vorbim cum vorbește lumea, și aceeași vocabular, aceeași vocabular este în casele noastre. Dacă ne comportăm cum se poartă lumea, în businessul nostru, și acest lucru îl văd copiii noștri. Dacă strigăm în casă, cum strigă lumea de afară, și aceasta văd copiii noștri, mă întreb într-o zi, când ei vor fi înfruntați când împotriva lor se va ridica cel rău, unde o să-i găsim? Nici de o parte a Iordanului, nici de cealaltă. De ce? Pentru că nu ne-au fost nouă, dragi, pietrele. Ne-au plăcut bolovanii. Ne-au plăcut lucruri care să jignească, lucruri care să doar pe alții. Ne-a plăcut nouă să privim în altă parte, uitând că cineva să uită la noi să învețe pe Hristos din noi, uitând că noi suntem pietre vii înaintea Lui Hristos și înaintea lumii, uitând că Dumnezeu într-o zi ne-a pus pe umărul Fiului Său, Iisus Hristos. Adus aminte de unde te-a ridicat, a dus aminte de juruințele care le ai făcut. Ai făcut și piatra aceasta în casa ta. Te au auzit copiii făcând juruințe. Unde sunt juruințele? Unde sunt promisiunile? Unde este legământul tău? Într-o zi, copiii îți vor cere o piatră, nu pâine. Degeaba te vei grăbi să le umpli gura cu pâine atunci, cu daruri, cu mașini scumpe. Degeaba. Golul care este în inimă, și pe care numai Hristos îl poate umple, nu îl poate umple nimic altceva. Mă rog, Domnului, să fim memorialul acela care să vorbim lumii de afară. Eram roghi, dar Dumnezeu ne-a izbăvit. Eram niște nimeni! Dar Domnul dă la o parte valurile și ne-a făcut să fim cineva în Hristos. N-am fost văzuți, dar ne-a văzut Dumnezeu și aceasta mi-este de ajuns. Nu m-a băgat nimeni în m-a băgat Dumnezeu. M-a băgat Dumnezeu. Dumnezeul nostru este în mijlocul nostru. Dumnezeul nostru este în casa Lui, este în biserica Lui o mărturie în Canaan. Care-i mărturia ta? Care-i mărturia ta? dă voie să conclud cu aceste cuvinte, ah, repetând mesajul. Avem nevoie de mărturii. Mărturii care amintesc de robia trecută, de maniera izbăvirii, de divinul izbăvirii. Mărturii care vorbesc despre o digna noastră în Hristos despre închinarea noastră prea sfântă, despre sacrificiul nostru, despre noi experiențe în canal, Mărturii pentru că vine ziua când copiii noștri ne cer o piatră. treabă te întâi, ce însemnează piatra aceasta de la Gilgal pentru tine? Și apoi copiii vor iubi și ei biserica, vor iubi și ei rugăciunea. Pentru că vreau să provoc părinții din această biserică și și pe bătrâni. Dacă este programul tinerilor și mai aud vorbind, nu merem că tinerii. Ne să trageți concluzie. Nu o să trageți concluzie. Care este piatra? Dispreț? Haideți să ne iubim copiii. Haidem să iubim pe Domnul. Și haidem să fim ceea ce suntem, ceea ce spunem că suntem. Și Dumnezeu va face trezirea pe care o dorim și mișcarea pe care o dorim.